Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Săptămâna de Business. În această seară vom discuta despre taxele și impozitele locale în 2016 la Ploiești și avem plăcerea să o avem alături de noi pe doamna Simona Dolniceanu, care este directorul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești. Bună seara! Bine ați venit la emisiunea noastră, bună seara! Bine v-am găsit! Unii oameni sigur că vă hulesc pentru faptul că trebuie să plătească taxe și impozite, dar fără aceste taxe și impozite nu poate funcționa atât de bine un oraș, o entitate, ca să spunem așa. Haideți să începem prin a prezenta puțin instituția pe care o conduceți, pentru că nu toată lumea este familiarizată efectiv cu ce faceți dumneavoastră acolo. Sigur că se izbesc de foarte multe ori când au de plătit o taxă, un impozit și alte lucruri de genul acesta, o amendă și așa mai departe. Fie că le plătesc, o să vedem, cu cardul, online sau... Sigur că da, suntem o instituție subordonată Consiliului Local, avem 149 de salariați și obiectul nostru de activitate constă în stabilirea, colectarea și urmărirea creanțelor bugetare. Asta ce înseamnă? Că în momentul în care avem taxele și impozitele pe proprietate, însemnând impozit pe mașini, deci mijloace auto, terenuri și clădiri, acestea sunt inclusiv stabilite de serviciul nostru de finanțe locale. Deci noi, prin calcule, stabilim exact cât are fiecare de plată. Firește că, pe lângă stabilire, le și încasăm, deci colectăm, le încasăm prin toate mijloacele pe care le vom detalia, sper, mai târziu, și urmărim încasarea lor de la datornici care nu plătesc voluntar și atunci trebuie să facem noi formele de executare silită. Bineînțeles că mai avem și rol de colector și executor pentru alte taxe care nu sunt stabilite de către noi, ci de către alte instituții din subordinea Consiliului Local. Vezi amenzi date de poliția locală, taxe instituite de urbanism, de direcția tehnică a primăriei municipiului Ploiești. Deci alte instituții care instituie taxe, noi le colectăm și urmărim încasarea lor. Este o activitate destul de laborioasă și destul de complexă. Aș vrea să ne spuneți pentru început cum se stabilesc, haideți să zicem așa, cum se stabilesc taxele acestea locale. Că poate multă lume este interesată. Dom'le, ce trebuie să plătesc eu 5 lei sau 10 lei pentru mașină, casă, teren și așa mai departe? Care e metodologia de calcul? Sunt metodologii aprobate în primul rând prin codul fiscal, da? Acolo avem foarte, foarte bine definite formulele de calcul pentru fiecare tip de impozit. Și la latitudinea Consiliului Local rămâne stabilirea cotei de impozitare pe care Consiliul Local o poate alege dintr-o marjă, un minim și un maxim. Și ca fapt divers, sau ca ploieșteanul să știe lucrul acesta, anul ăsta, prin codul fiscal aplicabil începând cu data de 1 ianuarie 2016, Consiliul Local a avut o plajă foarte largă, a putut alege dintr-o plajă foarte largă de sume care puteau reprezenta cotele de impozitare. De data aceasta, ca în fiecare an de altfel, s-a mers pe o cotă minimă. Da? Deci vă dau un singur exemplu. La impozitul persoane fizice pentru clădiri, cota era între 0,08 și 0,2%, și o să vă spun exact și formula de calcul. Iar Consiliul Local a ales să meargă pe cota de 0,1, adică aproape de minim, exact ca valoarea de anul trecut. Dacă s-ar fi vrut, s-ar fi putut majora cu 150% impozitele actuale. Deci chiar dacă știți foarte bine că toată lumea se plânge de bugetul de austeritate de anul acesta, de faptul că sunt condiții foarte grele în acest an pentru municipalitate, nu s-a dorit să se mărească aceste impozite și taxe pentru a nu îngreuna ploieșteanul în niciun fel. Practic am văzut că s-a hotărât în ultima ședință de Consiliul Local, consilierii au votat acest lucru, de a se împrumuta din nou municipalitatea cu 150 de milioane de lei. Sigur că urmează procedurile standard care trebuie derulate până să se ajungă să fie efectiv semnat un contract de creditare cu o instituție bancară. Spuneați mai devreme de acest buget care nu este tocmai frumos, să spunem, la Ploiești, pentru că vedem sunt lucrări neterminate pe fonduri europene. Nu discutăm aici cauzele, probabil că le vom dezbate într-o altă emisiune cu cineva care efectiv să ne poată și răspunde la astfel de întrebări. Spuneați dumneavoastră că s-a ales această cotă mică, minimă, și aș vrea să vă întreb, există cu siguranță și restanțieri, dar nu despre ei discutăm acum. Care a fost, spre exemplu, gradul de colectare al taxelor și impozitelor locale, să zicem, în ultimii ani? Voiam să mai fac o precizare referitor la lucrul pe care l-am discutat. Să știți că trebuie foarte clar specificat că acest buget de austeritate și această situație în care ne aflăm nu este cauzată practic de impozitele și taxele locale, n-au nicio legătură. Asta e sigur că sunt o mică parte. Exact, pentru că practic aceste impozite pe proprietate reprezintă un maxim de 14% din tot bugetul. Aici este vorba de acele lucrări pe fonduri europene care n-au putut fi finalizate și atunci trebuie plătite, ultima parte din ele plătite de către Consiliul Local, deci de către municipalitate. Este vorba de alte fonduri, în niciun caz de acestea. Iar ca și grad de colectare pot să vă spun așa, că în anul 2010, ca și execuția încasărilor, se colectau în jur de 73 de milioane de lei. Din 2010 încoace, acest procent a crescut an de an, ajungând în 2013 la 91 de milioane, în 2014 la 110 milioane. 2014 a fost un an excepțional, cu niște executări silite în forță și unele acțiuni de inspecție fiscală care au descoperit niște sume, niște diferențe de plată foarte mari, astfel încât în anul 2015 am ajuns la 91 de milioane. Deci a crescut exponențial acest grad de încasare practic a impozitelor și taxelor locale, și nu pentru că ar fi crescut masa impozabilă, da? Adică vedem că în jurul nostru nu sunt clădiri care să s-au mai construit, dar nu foarte multe în niciun caz nu e vorba de niște milioane de lei. Până în 2008, care... Exact. Deci nu e vorba de milioane de lei. Nu sunt mai multe autovehicule. Între anii 2010 și anul 2015 a fost o singură mărire de impozite și taxe locale, adică practic o reactualizare curată a inflației în anul 2013. De 16%, mărirea aplicată numai la clădiri și terenuri persoane fizice, ceea ce a reprezentat un maxim de 2.500.000 de lei în plus. Deci asta încerc să vă spun, că nu are nicio legătură cu gradul de colectare sau cu activitatea Serviciului Public de Finanțe Locale această austeritate care se aplică acum la nivelul municipiului Ploiești. Nici nu am pus-o de altfel în cărca dumneavoastră, dar aș vrea să vă întreb vis-a-vis de acest grad de colectare, dacă ați putea să ne dați un procent. Cam la cât s-a ridicat gradul de colectare, spre exemplu, anul trecut sau în 2010, cum spuneați dumneavoastră la început? Întotdeauna a fost, până anul trecut, gradul a fost de peste 90%. Anul trecut, într-adevăr, a fost o supraevaluare a estimării bugetului, a încasărilor, și gradul de colectare a fost de în jur de 80%. Dar nu pentru că nu s-a încasat, repet, ci pentru că a fost făcută o supraevaluare practică a posibilității noastre de încasare. Ce faceți cu cei care au datorii? Că, cu siguranță, ne spuneați că nu s-au încasat decât 80% într-un an. Da. Restul de 20%, cum reușiți să-i aduceți pe făgaș legal sau să vă aduceți banii în conturi? Păi, problema este că nu prea reușim. Și nu prea reușim nu pentru că noi nu încercăm lucrul acesta. Deci, practic, e vorba de plățile voluntare, da? Făcute de către oamenii conștiincioși care știu că trebuie să vină să-și plătească impozitele și taxele locale, chiar dacă nu o fac până în 31 martie, o fac după aceea. Acum majorările de rigoare, niciun fel de problemă. Ați spus 31 martie ca să înțeleagă și telespectatorii, deși sunt convins că toată lumea cunoaște acest lucru, există acea bonificație de 10% pentru cei care achită integral. Integral pe tot anul. Pe tot anul și doar în acest interval de timp. Exact. Deci, practic, e vorba de două termene de plată, 31 martie, 30 septembrie. Până la 31 martie se achită jumătate din suma datorată, până la 30 septembrie cealaltă parte. Dacă se depășește acest termen, se datorează majorări de 1% pe lună față de 2% cât erau până anul trecut conform vechiului cod fiscal. Apropo de acest nou cod fiscal, în emisiunea de acum 2 săptămâni au fost reprezentanții CECAR Prahova și au detaliat foarte mult tot ce înseamnă noul cod fiscal. Cum îl vedeți dumneavoastră? Este mai bun, este mai puțin bun față de cel existent până acum? Vă ajută în activitatea pe care o desfășurați sau nu? Majoritatea părților sunt bune, zic eu. Simplifică foarte mult, chiar dacă la momentul ăsta totul pare o nebunie. Și o să vă explic la un moment dat și de ce pare o nebunie, pentru că sunt incluse niște definiții noi. Dar faptul că, și vă dau un singur exemplu, faptul că De acum înainte nu se mai lucrează cu fracțiuni de impozit. Deci dacă cineva achiziționează un apartament sau cineva vinde un apartament... Să dați niște exemple concrete, exact, pentru ca toți cei care ne privesc să poată și înțelege ceva aplicat. Exact, deci cineva vinde un apartament în luna aprilie a anului 2016, anului curent, da? Până acum datorea impozit decât pe jumătate de an, da? Acum datorează pe tot anul, indiferent la data la care îl vinde în anul respectiv. Deci dacă îl vinde pe 30 decembrie, să zicem, nu pe 31, că poate nu mai lucrează notariatele sau băncile și așa mai departe, dacă îl vinde pe 30 decembrie, plătește impozit pe tot anul care s-a scurs? Păi oricum plătea. 30 decembrie era tot anul. Poate că nu și l-a plătit până atunci. Sigur și vrea să-l pună în cărca celui care îl cumpără. Asta era și până acum. Acum noutatea este că nu se mai plătește de către cumpărător cu data de 1 a lunii următoare cumpărării, ci cu data de 1 ianuarie anului următor cumpărării. Și diferența aceasta de luni, din aprilie, cum ați dat dumneavoastră exemplu, până în decembrie, cine o plătește? Vânzătorul. Deci vânzătorul plătește pe tot anul până în care face vânzarea. Și cum poate fi constrâns? Nu se încheie acel act la notariat? Păi nu se dă certificatul fiscal. Deci orice tranzacție în țara asta se face pe baza unui certificat fiscal. Sau Am vrut să vă aduc aici ca să înțeleagă și telespectatorii. Nu pe baza. Trebuie să fie anexat un certificat fiscal care să ateste că nu există datorii la bugetul local. În momentul în care, și aici aș vrea toată lumea să știe, pentru că avem atât de multe probleme pe tema asta, mai ales la auto. În momentul în care vreți să vindeți o mașină, să cumpărați de fapt o mașină, veniți cu vânzătorul la Serviciul Public de Finanțe Locale și să vedeți dacă acesta are datorii. Pentru că orice tranzacție făcută cu datorii e nulă de drept. Am avut cazuri în care ne-am adresat instanței de judecată în vederea anulării contractului de vânzare-cumpărare pentru că erau datorii. Cumpărătorul, săracul, de bună credință, el neștiind foarte bine prevederile legale, a cumpărat, a făcut actul la poliție, fără acest certificat fiscal. Și v-am spus, tranzacția devine nulă de drept și apar o grămadă de complicații după aceea. Deci dacă ar fi cineva care să cumpere o mașină și respectiv cel care a vândut are datorii, în momentul acela devine nulă de drept, da? Exact. Se pare că avem un telefon, nu știu dacă este chiar pe acest subiect sau nu. Alo, bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? Da, stau în centru, am casa pe meci. Plătești și meciul sau terenul de sub casă? Da. Plătiți de anul acesta, se plătește și terenul de sub construcție. Deci anul trecut plăteați decât beciul, ca și construcție. Nu, stați, nu m-ați înțeles. Deci casa, sub casă este un beci. Care toată casa aceasta este deasupra la beci, cum ar veni. Am înțeles foarte bine. Am înțeles foarte bine. Nu plătiți așa ceva pentru beci. Poftiți? Păi cred că nu ați declarat. Cred că nu ați declarat beciul atunci. Am fost prins în cărul acela, al casei. Bun, eu vă spun că trebuia declarat și beciul în mod special. Și plătiți acum, ca noutate, de la data de 1 ianuarie 2016 și pentru terenul de sub construcție. Fapt pentru care ați plătit pe anul acesta? Nu, tocmai. Bun, o să primiți și înștiințarea de la noi și o să vedeți că există o diferență de plată, pentru că eu aici tot spun că s-a mers pe cota de anul trecut, o să și explic de unde vin anumite diferențe și veți plăti mai mult decât anul trecut, tocmai pentru că veți plăti și pentru acest teren. Deci să știți de unde. Poftiți? Dacă trebuie să vină la dumneavoastră să declare acest beci sau... Sigur că da, trebuie să veniți la inspectorul de sector de care aparțineți, să vedeți exact... Păi atunci, da, mergeți, veniți la noi pe bulevard, dar aveți un inspector care se ocupă de strada dumneavoastră efectiv. Și veniți să constatăm împreună, adică dumneavoastră cu inspectorul, ce cuprinde declarația dumneavoastră exact și ce acte sunt anexate la dosar. Da. Bun. Și eu vă mulțumesc. Bună seara, bună. Numai bine, bună seara. Iată deja o primă întrebare punctuală. Cred că vor mai fi și altele, da, să sperăm, în cursul acestei emisiuni. Asta vreau să înțeleagă oamenii foarte bine, pentru că chiar vreau să explic lucrurile acestea. Eu tot spun că, Consiliul Local nu a dorit majorarea impozitelor și taxelor. Sunt trei situații pe care oamenii trebuie să le știe și care poate că duc la această majorare. Practic, nu a impozitului efectiv, ci a sumei pe care o au înscrisă în nota de plată în momentul când vin să plătească. 1. Este vorba de acest teren de subconstrucții. La casele pe pământ este foarte clară situația, da? Deci am amprenta la sol, ăla-i terenul, acolo se plătește, se mulțește cu un coeficient, spre exemplu cum era domnul în centru, de 0,8597. Suprafața mulțit cu acest 0,8597 rezultă impozitul pe care îl datorează persoana respectivă. În cazul blocurilor este mai delicat, în sensul că trebuie să aibă oamenii trecuți în acel contract de vânzare-cumpărare sau titlu, ce document au dumnealor de proprietate, doveditor al proprietății, trebuie să fie trecut și suprafața de teren ca și cotă indiviză. 8 metri, 9 metri, 3 metri, depinde la fiecare cum e trecut în acest contract. Da? Bun, deci asta ar fi prima diferență. A doua diferență. Dacă în actul de proprietate avem menționat suprafață utilă, da? Deci nu construită, ci utilă, conform codului fiscal vechi, coeficientul de transformare din suprafață utilă în suprafață construită era de 1,2. Deci se mulțea suprafața cu 1,2. Acum, conform noului cod fiscal, acest coeficient e de 1,4. Deci dacă omul nu are în actul de proprietate suprafață construită, uite și de aici o diferență de sumă. Da? Da. Fără a fi mărit de către Consiliul Local. Repet, este vorba de o lege și asta este. Și a treia situație. O să vă dau un exemplu de calcul la impozitul unui apartament. Spuneți-o numai a treia situație, ne dați exemplu după, pentru că avem... Sau haideți să lăsăm a treia situație pentru... După ce luăm un nou telefon. Da. Alo, bună seara! Bună seara! Cum vă numiți, doamnă? Sunt din județul Prahova, nu sunt din Ploiești și am și eu o întrebare. Am fost să plătesc impozitul, taxele și impozitul la primărie și nu am putut să plătesc din motiv că am amenzi auto, un balans de 1000 de RON. La ce primărie ați fost? De unde sunteți? La primăria noastră? Nu, a spus că nu e din Ploiești. Nu sunt din Ploiești. Deci la o altă primărie? La altă primărie, da. Ok, doamnă, deci... Mi s-a spus că nodul... Da. Cred că situația este similară și la Ploiești și în localitatea dumneavoastră. Este vorba nu de noul cod fiscal, ci de noul cod de procedură fiscală, care spune foarte clar că se plătesc cu prioritate amenziile în favoarea oricărui alt impozit și taxă. Da? Deci în momentul în care aveți de plătit impozit auto, impozit pe mașină și pe teren, dar aveți și o amendă, casierul e obligat să vă ia banii. Dar trebuie să știți foarte clar că nu se descarcă impozitul, ci amenda pe care o datorați. Deci este perfect legal și corect ce a făcut casierul respectiv. Da. Da. Am înțeles. Mulțumesc. Cu multă plăcere. Și noi vă mulțumim. Seara bună. Continuați cu cea de-a treia. Și cea de-a treia situație este aceea. Deci pentru calculul impozitului unei clădiri rezidențiale, unde se locuiește efectiv, da? Cum fac majoritatea oamenilor din orașul ăsta? Se aplică o formulă foarte clară, tot conform codului fiscal. Numărul de metri pătrați, da? Înmulțit, dacă e cazul, cu acel coeficient de corecție din suprafață utilă în suprafață construită, înmulțit cu un coeficient de zonă. Pentru zona A, spre exemplu, e 2,5 și înmulțit cu o normă din lege. Această normă din lege, fixă, până anul trecut era 935, acum e 1000. Da? Deci prin lege s-a mărit acea normă și automat la acea formulă noi am făcut un calcul, spre exemplu, la un apartament cu 2 camere, în jur de 4 lei sunt în plus față de anul trecut. Deci vreau ca să se știe exact de unde sunt aceste diferențe. Eu primesc și foarte multe mesaje pe e-mail, pe toate înștiințările de plată și pe site-ul nostru există și adresa mea de e-mail, nu numai eu de altfel, toți colegii mei primim și acolo de foarte multe ori mă lovesc această întrebare. De ce plătesc mai mult când dumneavoastră apăreți în emisiuni și spuneți că nu s-a mărit? Păi nu s-a mărit, că nu s-a mărit acea cotă, sau, dar restul elementelor au venit împreună și pot să majorez atunci când... documentele sunt de așa natură. Iată că subiectul din această seară se pare că a stârnit foarte mult interes. Avem un nou telefon. Alo, bună seara! Bună seara! Mă numesc Rosalia Dobre. Vă rog frumos, aș vrea să știu și eu dacă se mai acordă facilități celor care și-au reparat fasada blocului. Nu, nu se mai acordă. Nu se mai acordă. De la 1 ianuarie aceste facilități... Era o posibilitate de acordare, deci legea lăsată la latitudinea Consiliului Local, având în vedere bugetul de anul ăsta, pe care sper ca toată lumea, adică situație pe care sper ca toată lumea să o înțeleagă, nu se mai acordă astfel de facilități. Pentru că noi doar plătim. Nu prea putem să înțelegem. N-avem niciun fel de beneficiu, nu drumul, nu șosele, totul vraiște. Doamnă, credeți-mă că eu sunt un simplu funcționar, eu nu fac decât să pun în practică niște hotărâri, dar dincolo... Nu putem să înțelegem, asta e. Dar dincolo... Deci nu se mai acordă, da? Da, nu se mai acordă începând cu 1 ianuarie. Bine, doamnă. Bine. Mulțumim foarte mult. Bine să știm și noi cu cine votăm. Nu facem politică la această emisiune, votați cu cine doriți dumneavoastră. Haideți să votăm și noi, să vedem care a fost, luăm o scurtă pauză, să vedem, tot am discutat de foarte multe cifre aici, așa încât îi rog pe colegii din regie să pregătească cifra săptămânii. Am revenit la săptămâna de business în această seară. Alături de noi se află doamna Simona Dolniceanu, director Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești. Am văzut cifra săptămânii, câte milioane de euro au cheltuit românii online anul trecut prin cumpărături online, achiziții făcute pe internet. Și aș vrea să vă întreb dacă la dumneavoastră se pot sau nu plăti taxele online de către ploieșteni. Sigur că da. Noi am fost extrem de inovativ, nu știu dacă e un termen normal, în domeniul ăsta. În ce sens? Pe lângă plățile online care se pot face, atât prin accesarea site-ului ghișeu.ro, unde fără autentificare se poate intra pe rolul nominal, dar fără a se vedea exact suma care este datorată. Deci asta este o primă posibilitate. Dacă se cere acea parolă pe care o pot ridica oamenii de la Serviciul Public de Finanțe Locale, atunci se poate, pe baza ei, să se vadă exact și sumele datorate. Deci asta este o primă modalitate de plată online. După aceea, este vorba de acele infokioșcuri pe care noi le avem încă din anul 2011, amplasate prin marile hipermarketuri. Câte acolo sunt în Ploiești în momentul de față? 4. Acolo se poate achita pe baza cardului și a buletinului de identitate, se scanează și imediat se intră în rol pe baza acelei scanări și se poate achita. După aceea... Nu ați avut din acest punct de vedere niciun fel de reclamație vis-a-vis de faptul că nu a fost interconectată baza dumneavoastră de date cu ce s-a întâmplat acolo? Absolut niciuna. Absolut. Pentru că am avut situații, da, e adevărat, în anii precedenți, în care cineva a plătit la electrica și apoi a plătit la poștă, dar bazele nefiind interconectate, era cât pe aici să... fie și deconectat. Nu am avut astfel de cazuri. Se poate plăti de asemenea prin ghișeele poștale. Avem un contract cu Poșta Română și prin toate ghișeele se pot încasa și impozite și taxe locale. Deci am spus de infokioșcuri. Am făcut 2 ghișee noi de încasare, unul la halele centrale și unul la tribunal, cel de la tribunal fiind foarte des folosit, în special pentru taxele judiciare de timbru. La clădirea nouă a tribunalului. La clădirea nouă a tribunalului, acolo ne-am făcut un chioșc cu acordul tribunalului și acela merge, este foarte solicitat. Și de asemenea mai avem și acea modalitate inedită de care vă spuneam, aceea de colectare la domiciliu. Câte echipe aveți care fac lucrul acesta și în ce ritmicitate se deplasează ele la domiciliu? Pentru că am văzut că dați către mass media comunicate în momentul în care se petrec lucrurile acestea, pentru că nu se duc tot timpul dânsii pe teren. Evident, nu se duc tot timpul pe teren, se duc decât 2 zile pe săptămână, avem o singură echipă care face lucrul acesta. Deja am străbătut în 4 ani de zile tot orașul. Deci l-am luat de la cap la coadă și acum vom reîncepe de la 1 aprilie cu cartierul Mihai Bravu, de acolo am început, de acolo ne vom întoarce. Dar vreau să specific faptul că aceste încasări le facem după 1 aprilie, adică după ce trece primul termen de plată, pentru că deja este vorba de colectare fără bonificație, pe care n-am fi putut o face dacă mergeam la ușa omului între 1 martie și 31 martie. Deci sunt foarte multe posibilități de plată. fapt care se vede și în faptul că, situația de a nu mai exista cozi la plata impozitelor și taxelor. În zilele cele mai aglomerate au stat oamenii cam 12 minute, ceea ce zic eu că este bonulețe de ordine, nu mai este, făcea deliciul presei, întotdeauna echipele de televiziune, ziariștii, erau prezenți acolo la pe 3-4 ianuarie când erau exact, niște cozi interminabile. Exact. Păi mă mai întreabă colegii ai dumneavoastră, mă sună și mă întreabă, dar nu se încasează nimic? Nu, se încasează, dar se încasează civilizat. Deja mă uit că avem niște statistici, noi facem în permanență statistici la noi la serviciu și avem niște statistici și se vede că începe să, nu foarte mult, dar începe să crească și ponderea plăților online în totalul sumelor încasate, ceea ce este un lucru îmbucurător. Haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem pentru alte subiecte interesante în această emisiune.